Am identificat o suprafață de teren de 2426 de metri pătrați în fața patinoarului artificial. Este, mă rog, pretabil pentru acest proiect, este, spunem, în centrul Sucevei, aproape zona centrală. Ca atare, vom aproba în ședința de Consiliu Local, voi spune acest proiect pentru aprobare în ședința de la sfârșitul acestei luni. Valoarea totală a investiției 884,508 lei, deci 8,8 miliarde românești, din care C plus M 6,9 miliarde, suprafața totală 2426 metri pătrați, suprafața de rulare de beton armat 1556 metri pătrați, suprafața spațiu verde 380 metri pătrați, suprafața special amenajată activități conexe 490 metri pătrați. Durata de realizare a investiției 3 luni. Deci eu sper ca până, mă rog, la mijlocul verii să avem realizat această pistă, lucrurile se pot bloca la licitație, ca să fim corecți. Eu sper ca până la jumătatea verii să avem această pistă, sigur ei dotată și cu trambuline și cu alte anexe necesare pentru această pasiune pentru tineri. Am văzut foarte mulți copii, tineri care se dau cu rolul în zona centrală și se poate uza acel granit de acolo. După ce vom face această nouă pistă, o să le interzicem să mai meargă în zona centrală și îi vom direcționa la acest nou obiectiv, la pista de role din zona patinoarului artificial.